Apărut ediția online a numărului 110 din luna martie 2014 al revistei de cultură Caiete Silvane. Revista este editată de Centrul de Cultură și Art al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a Consiliului Județean Sălaj, a Primăriei și a Consiliului Local al Municipiului Zalău. Ediția tipărită color va fi distribuită începând de vineri 21 martie, urmând să fie prezentată și la cea de-a șaptea ediție a zilelor revistei Caiete Silvane, care va avea loc în 28 și 29 martie la Zalău și la Bobota. Daniel Săuca, redactorul șef al revistei Caiete Silvane, a declarat că în acest număr al revistei se regăsesc materiale semnate de Marin Pop, Artemiu Vanca, Virgiliu Țărău, Viorel Mureșan, Alice, Valeria Micu, Carmen Ardelean, Ovidiu Pecican, Lucian Gruia și mulți alții. Copertele 1, 2, 3 și 4 și paginele 31-34 sunt ilustrate cu lucrări realizate în cadrul simpozionului de arte vizuale Arta în grădină și de la vernisajul expoziției ediția a doua Centrul de Cercetări Biologice Grădina Botanică Vasile Fatih Jibou din august 2013.